Cei care s-au născut în Zodia Berbecului vor avea în prima parte a zilei de 22 aprilie preocupări legate de bani, de consolidarea unor venituri sau de stabilitatea financiară prin reevaluarea unor teme de viață curentă: cheltuieli, investiții, împrumuturi, datorii sau activități care să le aducă bani, bani sau bunuri sau servicii sau avantaje. Între 22 aprilie, după ora 13, și 24 aprilie, mecanisme de comunicare bune. Ca și săptămâna trecută, se menține un registru favorabil comunicărilor: care fac plăcere, asociate cu veselie, distracție, bună dispoziție, umor, conversații agreabile, dar și destul de multă superficialitate sau chiar fugă. De discuțiile serioase și de întâlnirile morocănoase. Probabil că unii dintre cei născuți în Zodia Berbecului chiar vor dori să evite acest tip de întruniri, de ședințe, pentru că au darul să-i indispună. Abia au început și ei să se simtă bine, să fie veseli și n-au niciun chef să se negureze sau să se enerveze cu tot felul de argumente și situații conflictuale. Context bun pentru vizite, plimbări, mici excursii, deplasări de scurtă durată sau pe distanțe mici. Șansă de a trece destul de bine și de ușor o verificare, un examen sau posibilitatea de a rezolva o chestiune personală în urma unei audiențe. Reușesc să ajungă la cineva, o persoană cu o funcție, de a cărei disponibilitate depinde o temă care îl interesează pe cel născut în zodia berbecului. Acesta reușește să-l întâlnească, să-l abordeze, să-i prezinte problema. Întâlnirea are loc într-o atmosferă destinsă, plăcută, în așa fel încât părțile se simpatizează reciproc, ba chiar se și plac unii, la despărțire își fac mici declarații amabile pe ideea ce plăcere mi-a făcut să vă cunosc. Asta are o doză de importanță pentru că va contribui la disponibilitatea persoanei abordate de a încerca să-l ajute pe cel născut în berbec care i s-a adresat. Într-un cadru legal, firesc, nu să facă artificii și aberații administrative sau legislative, dar buna voință va constitui un factor important pentru că acela va fi preocupat să găsească o soluție, să învârte tema de așa natură încât să o încadreze într-un culoar de legalitate, de onestitate și de eficiență. Între 25 și 27 aprilie dimineața, Chestiuni domestice, relații de familie mai complicate. Aici nu mai e veselie, aici este destul de multă tăcere, o tăcere grea, semnificativă, apăsătoare, încărcată de tot felul de motivații. Unii sunt supărați încă de demult, din toamnă, din iarnă, și încă nu le-a trecut, alții sunt les neiritabil și se supără pe moment pentru orice flac, alții au foarte multe necazuri de multe alte categorii și. Nu au chef acum să intre într-un registru de formă, să mimeze -mi veselia pe care nu o simt. Dar îi și crispează și îi transformă niște persoane morocănoase și ostile și antipatice și relațiile nu sunt deloc convenabile, ba mai mult. La sfârșitul răstimpului pe care îl analizăm, adică în preajma zilei de 28 aprilie, se mai realizează și un careu la grad perfect între Chiron, în casa întâia personalității, celor născuți în berbec și Marte din casa a patra familiei. Și atunci poate fi vorba de o întâlnire care nu-i face plăcere berbecului. Un dialog care îl supără și pe acesta. O chestiune care vine din afară, o provocare, un eveniment, o conjunctură care îl motivează și care îl implică în treburile celor din familie să fie alături de ei ori să încerce să-i ajute, să nu-i lase singuri. Între 27 aprilie după ora 9 și 30 de minute și 28 aprilie mecanisme mai puțin agreabile în plan sentimental și afectiv mai ales cei tineri vor avea tendința să devină geloși posesivi să aibă tot felul de idei să răstălmăcească să nu fie niște parteneri plăcut foarte mult subiectivism foarte mult egoism din păcate și foarte, foarte mult orgolul și multă vanitate. Sunt în stare să facă tot felul de lucruri care nu ar trebui făcute, să spună lucruri care ar trebui reprimate, să aibă inițiative care ar trebui să fie abandonate, dar ei vor dori să demonstreze ceva. Și acest fel de a se răfui cu persoana dragă nu este util. Nu face povestea nici mai frumoasă, nici mai trainică, nici mai sinceră, nici mai caldă. Din potrivă, își strică bunele relații cu mâna lor. De data aceasta îmi pare rău să o spun, dar chiar berbecii sunt cei care vor greși, pe fondul unor impulsuri, pe care dacă și le stăpânesc, nu ajung la o conjunctură nefastă. Dacă nu și le stăpânesc, E riscul chiar să strice definitiv o relație, mai ales dacă au avut proasta inspirație să o mai pună de câteva ori la încercare, chiar în acest fel. Relațiile de prietenie pot să fie la rândul lor viciate de felul temperamental, mai ales al bărbaților și mai ales al celor tineri, care sunt foarte siguri pe ei, foarte plini de ei, foarte importanți, foarte energici, foarte autoritari și care își arogă niște drepturi sau își permit să dea ordine și acolo unde nu prea e cazul. Adică un comportament exagerat, deplasat și care îi transformă în niște ființe greu de suportat uneori, alte ori niște persoane care deranjează și cărora li se va face observație. Ca să nu se ajungă în situația asta, e bine să se transforme și în niște persoane mai înțelepte, să abordeze cu umor și unele disfuncții relaționale, să nu și pună mintea chiar cu toate fleacurile prin care trec în viața de fiecare zi. Și mai ales să cântărească dacă merită să ia așa pe sus, val câte un prieten, pentru că nu știu cum i s-a părut că i-a vorbit la telefon. Adică să pună în balanță și să cântărească dacă omul și prietenia și trecutul chiar merită să fie sacrificate și bumbăcite de observațiile, criticile și reproșurile celui născut în berbec.